Dragilor, v-am promis că vin cu un video în care vă arăt în detaliu echipamentele pe care le am, în așa fel încât să pot să fac sala acasă plătind mai puțin decât abonamentul pe un an la o sală. În contextul în care îți rămâne echipamentul, faci ani de zile folosindu-te de acest echipament. Bun. După cum v-am spus în video anterior, vorbim despre o băncuță de la Domios. Da? O băncuță foarte interesantă, a costat aproximativ 2.900.000, deci până în 3 milioane. De ce este foarte interesant? Pentru că poți face împins din plan drept, poți face împins din înclinat, poți schimba unghiul de înclinare, să faci fluturări din înclinat, fluturări din plan drept. Poți face inclusiv să lucrat, poți să lucrezi umeri. Poți să lucrezi umeri la nivelul armor press, fluturări laterale. Poți face fluturări din aplecat, tot așa, pentru deltoidul posterior. Poți face abdomene în față, spate de fapt are o prindere și poți face abdomene. Și inclusiv poți face abdomene din declinat, dacă vă vine să credeți. În contextul în care îți montezi așa. Bineînțeles, așa și așa. Și atunci vei face abdomene din declinat. În momentul de față o să ridic această băncuță. Bun. Totodată poți regla scaunul în așa fel încât să nu alunești de pe el. Atunci îl pui mai ridicat dacă vrei să nu alunești. În multe cazuri mi s-a întâmplat să nu fie suficient un plan orizontal al băncuței și simțeam nevoia să ridic puțin scaunul pentru că e greutatea foarte mare pe care o ai și poți aluneca pe scaun. Și atunci îți setezi inclusiv scaunul la un format de genul acesta. Cam asta este cu chestia asta. O grămadă de exerciții, lucrăm piept, lucrăm inclusiv ramat din aplecat. Pur și simplu te pui cu un genunchi și cu mâna și tragi, faci ramat pe o băncuță de genul acesta. Deci putem lucra spate, umeri, abdomene, piept, o grămadă de exerciții. 3 milioane, da? Despre asta vorbim. Avem un suport. Dacă vrei să duci la nivel avansat ideea de sală acasă, îți iei un suport pentru bară. Poți face împins la piept și cu gantere. Și este o metodă foarte eficientă. Cu gantelele ai o culisare, o cursă foarte mare și ajută foarte mult la dezvoltarea pectoralului. Însă, dacă vrei să lucrezi cu greutăți imense, îți cumperi un suport de genul acesta și o bară. Asta nu este obligatorie, este opțională. Am dat încă 3 milioane pe ea. Suportă, spune, 100 de kilograme. Eu personal am pus și 120 pe ea și nu a fost o problemă. Vorbim de acest suport în momentul de față. Deci asta este 3 milioane, cu 3 milioane avem 6 milioane. Avem o bară cu greutăți. A costat undeva la 4 milioane, au fost vreo 50 de kilograme de greutăți, inclusiv bara a venit la pachet. Și avem 4 milioane cu 3, cu 3 sunt 10 milioane deja, da? 10 milioane. Ce mai avem? Un kettlebell, care a fost ceva, 2 milioane, din câte știu. Avem 12 milioane, da? Avem un stepper cu această minge și cu greutățile, să zicem că mai sunt 2 milioane, sunt 14 milioane, plus încă un kit de greutăți de 20 de kilograme pe care l-am eu suplimentar, plus alte greutăți pe care le-am luat, ne-am dus undeva la 17-18 milioane. Ia uitați, avem inclusiv benzi elastice, avem inclusiv o coardă și inclusiv chestia asta care este foarte șmecheră pentru lucrarea abdomenului. După cum știți, putem să lucrăm abdomenul. Și bineînțeles, aici avem și alte greutăți care au venit la pachet cu greutatea asta principală. Ca să nu vă mai spun, pune camera pe mine, ca să nu vă mai spun o chestie foarte șmecheră și foarte tare. De ce credeți că am asta aici? Pentru că fac genuflexiunea acasă. Cât de tare este să poți să faci genuflexiunea acasă cu bara? Nu că ți-ai două gantere în mână. Pur și simplu te baci sub asta cu ei și faci genuflexiuni, da? Chestie foarte tare. Să poți să lucrezi picioarele de acasă. Și, bineînțeles, după cum vă arăt aici, inclusiv o bară Z pe care o vedeți aici pentru biceps, da? Deci, avem gantere,
bară, zetă, putem să facem biceps, putem să facem triceps, piept, toate grupele musculare, da? Hai să vă mai arăt o chestie foarte șmecheră. Ia să vedem, să veniți aici să vă arăt. Ce credeți că avem aici? Pentru spate. Spatele este o grupă foarte importantă. Spatele, când vorbim de spate, când vorbim de piept, aici la spate intră totdeauna bicepsul, când îl lucrăm la piept, intră totdeauna tricepsul. Deci brațele sunt asigurate. Iar picioarele putem lucra, după cum v-am arătat, avem greutate, putem să facem inclusiv genuflexiuni, da? Se montează foarte simplu o bară de genul acesta. Se prinde în perete, are un sistem de desfiletare, în așa fel încât se prinde în perete și poți foarte frumos să faci tracțiuni, da? Așa. Poți să faci tracțiuni așa. Și, bineînțeles, cu priză largă, da? Deci putem face tracțiuni cu priză îngustă, tracțiuni cu priză medie, largă și cu priză inversă, tot așa, îngustă, medie, largă. Ce pot să îți dorim mai mult de atâta? Ca să nu vă spun că poți să faci inclusiv abdomene, da? Să îți ridici la piept genunchii, da? Este cu ideea de a duce asta la acasă. Sper să apreciați ideea asta. Eu personal consider că am scăpat de o problemă majoră, ideea de a merge la sală. Și o chestie foarte tare să poți face sală de acasă. Aștept și părerile voastre și vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Vă salut! Să vedeți cam cum ar trebui să ne